Se spune, pe bună dreptate, că democrația înseamnă nu doar alegeri, ci și diversitate. Diversitate de culturi, de opinii, de specii, dar și de organizare. Iată, o observație simplă ne ajută aici să înțelegem că ceea ce nu este guvernamental este non-guvernamental. Astfel, totalitatea organizațiilor și instituțiilor non-guvernamentale care exprimă interesele și voința cetățenilor formează societatea civilă. O societate civilă puternică asigură diversitatea și echilibrul. Iată o listă scurtă de instituții ale societății civile. Organizații non-guvernamentale, cunoscute cu abrevierea de ONG-uri. Organizații comunitare. Asociații de băștinași. Asociații profesionale. Organizații politice, cluburi civice, sindicate, fundații și organizații filantropice, cluburi sociale și federații sportive, instituții culturale, organizații religioase, mișcări ecologiste, inițiative de voluntariat, mass media, ziare, reviste, radio, TV, portaluri online. Și alte și alte organizații care exprimă vocea oamenilor și o fac auzită. Auzită și ascultată, respectată și prețuită. Societatea civilă înseamnă nu doar diversitate și echilibru, ci și parteneriat. Un parteneriat între autorități și societatea civilă sau dintre agenții economici și societatea civilă. Prin urmare, societatea civilă este despre fiecare din noi și despre cum ne putem implica și face pentru binele comun. Mai întâi, la nivel local, acolo unde oamenii observă și simt schimbările în bine cel mai repede. Apoi, în țară, pe continent și în lume. Dar mai întâi, acasă. Europa vizuală, acasă.